Bogdan. Coptile, tu te-ai gândit ce faci după ce termin liceul? Da, mă duc în Anglia! Pă, bine, mă! Frustrați ăia! Dic, frustrați! În sacri struguri, nu? Ce vorbești, mă? Acum ce? Începem și noi să ne certăm? Dacă vreți! Cu ce e mai bună Marea Britanie ca România? Păi, cu foarte multe! Mă lași, o să găsești tu de lucru acolo cum mi-am găsit eu azi noapte chiloții pe întuneric. România e miezul, mă! Da, cu ce-i miezul România, ia? Păi, în primul rând, avem o limbă de circulație internațională, băi! Fă, mai internațională ca engleza? Bă, copchile, păi cât să plimbă țiganii noștri, nu să plimbă nici Obama, mă! Nu este aeroport internațional pe globul ăsta să nu auzi limba română! Bine, vrăjală! No, să-ți mai zic? Ce să-mi ziceți? Noi românii avem maidanezi, băi! Ei n-au! Da, și asta e bine! Da, mă, copchile, tu nu înțelegi, ecosistemul, băi, ca un parc natural! Acum vă bateți joc! Mă, copchile, britanicii, ca să vadă atâția câini la un loc, trebuie să plătească bilet de intrare la zoo, mă! La noi spătăte gardurile, mă! Bine, am ați găsit două lucruri bune și la noi și gata! Oho, dar câte mai sunt? Ia zi, mă, ce beau aia? Nu știu, bere, ceai? Nu, mă... Tăria aia lor. A, brandy. Așa, dic brandy. Noi zicem vin ars, bă, dar preferăm pălinca. Nu o tentativă de băutură, înțelegi? Bine, bine, tot britanicii mai tari. Nu și la fotbal. 98, 2000. Fai, ce vremuri. Pă când Gica Hagi încă juca bine, să nu joace rău. Și la fotbal i-am umilit fest. Dar-i drept că 98 Irlanda ne-o scos. Da, da, mașinile lor. Ce vorbești, bă, șacii îi batem detașat? Păi noi avem daciile, mă. Exact, și e mai bună Dacia ca un Rover, nu? Bă, copchile, să repare o Dacia trebuie numai o sârmă și un patent. E o mașină simplă, intuitivă, făcută pentru tot prostul. Dacia parcă a proiectat-o Steve Jobs, mă. Da, și cu toate astea dumneavoastră umblați cu trabantul încă, aha. Păi vezi, mă, asta ți-explic. La noi legendele umblă pe stradă, mă, nu stau prin muzee. Eu am trabant și ei ne dau nouă lecții de cultură medievală, mă. Ziceți ce vreți, tot britanicii sunt mai tari. Ca să nu-ți mai zic că-s niște săraci, mă. Ha, săraci! Da, n-ai văzut? Acolo toți au mașini cu volan pe dreapta. Da! La noi numai săraci aia cu numere de Bulgaria au așa ceva. Unguru Bulan.